În urma acțiunii de joi a medicilor de familie de a picheta Casa de Asigurări de Sănătate Suceava au apărut și primele reacții. CAS Suceava a transmis că apreciază constituirea Coaliției Solidar pentru Sănătate, considerând că aceasta fiind compusă atât din reprezentanți ai medicilor de familie, cât și ai mai multor categorii de beneficiari ai Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate, are valențe de partener echilibrat de dialog în exprimarea punctelor de vedere și intereselor furnizorilor și beneficiarilor de servicii de sănătate. Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, în spiritul deschiderii și transparenței pe care o are instituția față de partenerii din sistemul de sănătate, dar și față de asigurați ale căror interese le reprezintă, a invitat reprezentanții coaliției la o discuție în care să-și exprime direct problemele. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Suceava consideră că a avut loc o discuție constructivă în care au fost expuse pe larg solicitările cuprinse în memoriul înaintat instituției sucevene. Am invitat reprezentanții coaliției la o discuție în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate, prin care aceștia au avut posibilitatea să-și exprime direct problemele. Am apreciat deschiderea participanților pentru dialog, am apreciat modul civilizat în care aceștia s-au manifestat și, din punctul nostru de vedere, consider că a avut loc o discuție constructivă în care au fost expuse pe larg solicitările cuprinse în memoriul care a fost înaintat către Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Solicitările cuprinse în memoriu vor fi analizate de conducerea instituției, urmând să se caute soluții la aspectele semnalate care pot fi rezolvate la nivel local, iar în legătură cu celelalte aspecte care țin de competența altor instituții, cum ar fi Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică sau Ministerul Finanțelor, acestea vor fi comunicate acestor instituții în vederea găsirii unor soluții la aspectele semnalate. Totodată, în cursul discuției, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Suceava a informat reprezentanții coaliției că o parte din aspectele ce au fost semnalate sunt în curs de rezolvare. Astfel, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a făcut deja demersuri pentru majorarea valorii minim garantate a punctului per capita pentru medicina primară, precum și a valorii minim garantate a punctului pe serviciu pentru medicina primară și pentru medicina ambulatorie de specialitate.